Acum o lună mi-am vândut seria 7 pentru a-mi cumpăra primul meu supercar, dar planurile nu au mers fix cum așteptam eu, așa că va mai trebui să aștepte puțin. Dar până atunci m-am gândit să vedem cum se descurcă un BMW M. Așa că stai până la final să vezi cum e mașina și dacă își merită banii. Astăzi, în sfârșit, mergem să ridicăm mașina. Cred că v-am spus acum vreo 2-3 săptămâni pe Insta că o să o cumpăr și am plătit-o de vreo 3 săptămâni și abia astăzi a ajuns. N-am văzut în viața mea cu aia să stai atâta după o mașină. Sincer, mi-a cam trecut entuziasmul de mașină nouă, că de când am plătit mașina aia până a ajuns, am luat alte două mașini, Fiat-ul și E46-le, care și ele au fost super, super faine, dar pe asta chiar o așteptam și băi, deci simțeam că nu mai vine, băi. Astăzi în sfârșit vine, Saic ne duce acolo ca să putem, că nu poți să te duci cu o mașină să te întorci cu două, dacă nu ești doi oameni. Logic, nu? Da, dar băieți, am luat și mașina, cum mai facem primul plin, din câte vedeți este un BMW M4 140. E același lucru, dar mai are două dăstea după. M4 să fie diesel, să o dau doamna așa din prima zi. Vreau să fac să arate ca E46-ul ăla din Most Wanted. Vii, mă, n-ai da, cum, da, că ăla nou, n-ai cum să arate așa. Ba, o să arate chiar mai șmecher că ăla nou. Jantele astea vreau să le schimbăm, cred că punem pe 19 sau pe 20. Nu știu, dar apar de jucărie, zici că nu sunt de mașină. Și rest, nu știu, dacă mai aveți alte idei, scrieți-le la comentarii ce mai puteți facem. 370 lei. Deci eu decapotez. N-am filmat prima reacție. Da, o să vă arăt acum. Deci la prima reacție, când am auzit așa că se pornește, nu prea se auzea mare lucru. Eu am fost așa puțin dezamăgit, dar... Wow, efectiv sunt în cea mai aglomerată zi posibilă. Oricum, asta e a treia sau a patra decapotabilă pe care am luat-o anul ăsta și e de departe cea mai șmecheră. Nu știu, hai să o dăm în sport. Opa. Bă, vreau să vă fac o mică prezentare la mașină, dar dăm și noi un jet înainte. Ok, și acum să fac un scurt tur al mașinii. Mi-a zis lumea să nu o capotez după ce am spălat-o, că se strică, așa că din păcate va trebui să ne uităm la ea așa. Deci BMW-ul ăsta face parte din, cred că, prima generație de BMW-uri care vine cu cheie normală și cu cheie micro SD. Cheia asta micro SD o pui aici, se deschide ușa, bam. Asta e primul de tot că o închizi așa și merge. Sunt curios cât timp o să țină, că uite cum se mișcă. Nu știu cât de mult o să țină, dar da, cred că era mult mai ușor să fac centura direct din scaun, adică nu cred că era așa de greu. Are 12.318 km. Nu am luat-o nouă pentru că încă nu sunt retard, pentru că am luat-o pe e-mail la un preț mult mai bun decât ar fi fost nouă. Ea de nouă ar fi fost 95.000 și eu am dat 80, nu, glumesc, am dat mai puțin pe ea. Și deși e tare cu ei la mai puțin bani că nu e nouă, există și un risc, și anume că e posibil să-ți iei țeapă. Deci am căutat pe mobile mașina, am vorbit cred că cu vreo 30 de nemți de ăștia la telefon, care mai de care mașina n-are nicio problemă. Unii mi-au zis că mașina are probleme, unii mi-au zis că mașina încă are probleme. Până la urmă am găsit-o pe asta care n-avea nicio problemă. Am și verificat-o, are un raport car vertical 100% clean. Și s-a arătat acum alta care a avut o problemă. Le-am întrebat pe ăla dacă are vreo problemă și nu mi-a zis ce-i drept ăsta de care zic acum. Nu era un dealer autorizat BMW, dar s-a întâmplat și de la dealerii autorizați BMW să fie mașini cu daună. Dacă nu întrebam, nu mi se zicea. Haideți să vă arăt raportul ăsta cu un seria 4. Uitați pozele cu el, cum arăta. Era adus de la frații de peste puț din America. Nu e chiar daună totală, i-a distrus fața. Chestiile astea se repară, doar că vreau să fie decizia mea dacă îmi cumpăr o mașină bușită sau nu. Și pe lângă asta, mașina asta a fost reparată și pe aia bușită iarăși a doua oară mai ușor, dar din nou se poate repara. Dar vreau să știu dacă mașina a fost bușită sau nu. Că uite, de data asta am vrut să iau o mașină aproape nouă, care să fie țiplă, să nu fi avut nicio problemă. Și asta de care îți vorbeam acum a avut o daună în 2022 în America. Și raportul ăsta pe care vi-l arăt acum e de la un M4, nu 440i, M4 real, tot așa cu cabrio, dar era la același preț cu ăsta, că avea daună. Și n-a zis de daună și așa l-am prins. Am căutat-o și am verificat-o. Și aveți mai mare grijă când vă cumpărați o mașină să o verificați pe car vertical. Țineți minte codul zbâr, că vă dă și reducere de 20%. Și e bine să-ți verifici mașina, că și dacă nu-ți dă nimic pe raportul ăla, măcar tu ai un raport curat. Că ați zis voi acum că dacă, nu știu dacă ați încercat să vindeți vreo mașină, dar dacă ați încercat să vindeți o mașină, toată lumea vă întreabă de car vertical și e bine că la mașina ta să ai un raport car vertical curat, că o să fie mai ușor să o vinzi după aia dacă ai vreodată nevoie. Deci cel mai bine e să o cumperi direct cu un raport car vertical curat.
Hai să nu vă mai plictisesc și să vă prezint acum repede mașina. Arată bine motorul, curat, am întrebat și altă lume care știe mai multe ca mine și a zis că e ok. Așa, avem aici falurile LED, arată destul de bine. Acum se închide și se descuie de multe ori care opțiunea asta când pleci cu cheia de lângă mașină. Se încuie. Asta mi se pare super tare. Cumva next level față de ăla când bagi mâna aici să trece, vezi? Nici n-am băgat mâna și tot s-a deschis. Mi se pare foarte tare, asta ar fi tare să fie pe mai multe mașini. Oglinzile sunt culoarea asta, că e ceva pachet night, pui mei, ceva de genul. Nu l-am pus, vă dați seama că nu-ți deam banii pe prostia asta, dar dacă băiatul care a cumpărat mașina a pus asta, n-am decât să mă bucur. Avem aici paravântul ăsta să nu bată vântul rău de tot în mașină. Mă, un cigegos e pe aici, cine dracu-i spălat-o așa? Cum-i spălat-o? Borbagajul are opțiunea asta să bagi piciorul jos să se deschidă. Uitați cât de frumos se deschide, dar e fake, că dacă faci înapoi nu se mai închide. El doar are un arc care îl dă și merge așa încet, nu e cu motor. Să o tragi înapoi trebuie să dai cu ea. Ăsta e portbagajul, teoretic nu mai poți trage acum că e decapotată mașina. Dacă n-ar fi decapotată mașina, ai putea să tragi la ăsta, e portbagajul puțin mai mare. Dar portbagajul e relativ ok, mai ales că se apleacă scaunele din spate, spre deosebire de șeptar unde nu se aplecau. În interior avem, pui mai piele, nu știu, cred că e asta standard, habar n-am dacă e vreo piele mai sus. Dar e ok, e confortabil, avem încălzire în scaune, avem aici să-ți dea căldură la gât să nu simți, dar nu prea se simte așa tare, adică se putea mai bine. Ambientale, cred că se vede acum în soarele ăsta perfect, mai ales cu mașina închisă. Și se vede mașina în camerele 360. Destul de util, nu o să mă cac pe mine de poze de aici și 3 de view. Mașina asta putea să aibă o opțiune super tare și o și are, doar că nu merge în România, și anume intri de pe telefon și din aplicația BMW. Ai aici 3D Remote Camera și practic poți să vezi mașina în 3D unde se află ea, gen din telefon direct. Doar că nu merge că suntem în România și spune din cauza țării în care vă aflați. Nu merge, merge și doamna strână în altă țară și vedeți de acolo dacă merge. Până acum o filmare de pe YouTube să vezi cum s-ar fi văzut, mi se pare foarte tare, păcat că nu merge în România, probabil e din cauza Uniunii Europene. Dacă stai să te gândești, poate nu era chiar atât de util, dar na, aia e. Haideți să vedem dacă merge opțiunea asta cu reversing assistant, deci practic se vede unde e mașina, da? Da. Și avem aici chestia asta cu reversing assist, care practic ține minte pe unde mergi cu fața, să știe să dea după aia înapoi cu spatele. Deci hai să vedem dacă vine înapoi în același loc de parcare. Facem de aici o dreapta, bam, 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 bam. Și acum, teoretic, dacă nu s-ar fi schimbat nimic înapoi, adică dacă nu a parcat altă mașină între timp, ăsta ar trebui să meargă. Uite, 27 de metri a mers, hai să vedem dacă lovește în ceva. Am aici picioarele, am aici mâinile, cu Dumnezeu înainte, dacă ne lovește mașina aia. Oh! Please reduce speed. Păi tu mergi așa repede, ce-mi zici mie? Ia. A băgat-o bine? Vedem imediat. Bă, las-o. A parcat ok. Mă rog, n-a parcat, s-a dus înapoi. Mi se pare interesant asta, că să zicem că intri pe o stradă foarte strâmtă și te-ai chinuit să intri și acum să nu te mai chinui și să ieși. Mere, trebuie să alerg. E perfect, e la linie. Opțiunea asta e chiar tare. Cam asta e părerea mea despre mașină și înainte să vedeți cum li se pare și prietenilor mei, haideți să vă arăt prin ce chin am trecut ca să-l matriculez. Acum mergem să facem rarul la M440i. Mergem cu Geo, pentru că am dus deja acolo mașina, că ne-au expirat sâmbătă seara numerele. Și după aia trebuie să căutăm o platformă să ne ia mașina să ne o ducă acasă. Ok, deci nu are să facem nimic și acum urcăm mașina înapoi pe platformă. Din păcate am aici toate actele și degeaba, că n-am putut să facem nimica, o să ne dea cartea într-o săptămână. Până atunci ducem mașina acasă și o lăsăm acolo până o putem conduce. A ajuns și mașina acasă, hai să o dăm jos. Ai zice că e joasă mașina, dar uite cum urc în ea și că e geclă. Hai că era să le fac și asta, că la Lamborghini. Am lăsat așa la jumate ca să-i facem și noi o poză de thumbnail și după aia o dăm jos de tot. Hai să vedem acum cum reușim să o dăm jos, că ne-am făcut thumbnail-ul.
Ah, ah, mai era să ajung. Hai. E bine. Așa? Ai emoții? Am avut puține emoții. Vreau să le mulțumesc băieților de la Tokyo Tractorie, m-au ajutat să iau mașina înapoi de la RAR. Să vedem când avem și actele și pe aia urmă matriculăm. Și acum că mașina e gata, hai să vedem ce părere au și prietenii mei de ea. Oh. 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 Ah. Te-ai pus fix pe... De ce? Pe un corn. Foarte șmecher interiorul. Nu? Acesta este M4. M4. E 40. Aolo, gata, gata, gata. Bă, să dăgem un cățeș. Deci mi-o tot. Câți bani ai în cont? Că nu ți-o dau. Câți bani am? De lei și de euro și euro 48. Ok, dacă e să-i faci ceva mi-o plătești. Andrei, asta e mașină. Urcă-te, wow, urcă-te. Ce frumoasă e, alb. Nu? Alb. Bine, wow. Nu mai zic nimic de jante sau de ăștia. Wow. Merge foarte tare. Da, merge foarte tare. Câți cai are asta? 380, ceva de genul. Super șmecheră. S-o folosești sănătos. Bă, sincer. Vezi că din asta poți să scoți mare proiect. Mm-hmm. Din mașina asta. Wow. Și ai hardtop. Nu. No. Ok, deci stai că mi-o nu prea avea de treabă zilele astea. Și Edi a vrut să-și facă o terasă. Și a zis, stai că mi-o stai, mă, tata, liniște. Că ți-o fac eu și uitați-l unde e acum. A venit mașina și gata să vi s-o vezi? Noi suntem la acoperiș și facem Hai să vedeți mașina. Haide. Hai să dați o tură să vedeți cum e. Așa? Ne putem urca? Ce drag de întrebare. Îl parafrazăm pe Dorian Popa. Lucrurile materiale nu contează. Oamenii. Mamă, ce mașină. Bă, cât e de frumoasă. Mamă, mamă, știi cum stă asta? E 4x4 permanent. Mamă, cum se aude! Ok, acum mers seara mașina lui Gami și Gami e așa cel mai pretențios hater, prieten al meu. Și vă zic din prima ce o să comenteze. Bună la mână, ce-s jantele astea așa mici? Mamă, astea... Last way, ultimul drum. Bă, da mă, dar nu e M? Fiind semi-M, se vede că e făcută mai sport. O să ia de interior, că e negru și nu e altă culoare. Da, așa nu-mi place interiorul cu aia. Ah, ce frumos e benzina. Nu? Da mă, da, e M4! E M4, mă! Wow. Nu? Și direcția ușoară. E pe perne? Nu cred. Știi ce nu se simte nimic? Nu știu. Am loc dacă se închide ăsta eu? Cred că ai. Sau ca la Fiat-ul al tău. Nu e ca la Fiat. Nu e ca la Fiat, da. Da-te mă, m-a mea, e în spate? Nu, no, X-Drive. X-Drive? Da. Mamă, ce ciucărie aveți, bără. Oricum, cum te simți ai? Trebuie să iei sub mine? Robinet, ești gata să auzim un cold start? Bine, cât de cold se poate la 23,5 grade. Iubesc mașina asta. Băi, nu înțeleg cum nu te aștept. Cum nu te atașezi tu de mașinile pe care le ai? Bă, mi-am propus de la început că le cumpăr numai să fac videouri. Se aude tare, 100% se aude tare. Hai să vedem. Puteam să fac un pops. Mergea. Stai mă, că nu eram pregătit. Făceam camera. Vai de viața mea. Nu știu ce s-a văzut pe filmare, să știi, cred că eram așa. Bă, da, în fiecare zi vii la mine cu mașina nouă. Mâine, oare care și mașina de mâine? Lamborghini. Mă, și bine stă pe alb. Bă, da, pe alb arată chiar bine stoc. Mama, astea... Last way, ultimul drum. Mamă, zici că-ți dă tricicletă, mâncați. Sincer, mie nu prea-mi place grila asta. Da, nu e... Dar mașina e tare, ia să vedem. Bă, așa a început să-mi placă BMW în ultimul timp, dar așa nu-mi place interiorul cu aia. Da? Mi se pare așa, nu știu, parcă se putea mai bine, gen. Dar la prețul ăsta nu prea. Nu-mi plac deloc mașinile cu hardtop. Nu, frate, nu, mi se pare că hardtop arată bine numai pe mașinile, nu știu, cu două locuri. Dar cu patru locuri se vede super ciudat când e capotată, logic, când e decapotată se vede la fel. Cel mai tare Mercedes, băi, da, acolo. Cel mai tare Mercedes. Tata, ăsta-i BMW. Da, mă uitam la vlogul lui Dorian și fix ăsta-i titlul de la el. Ușor!
Lasă-o, frate, că tu știi cum e spate. Deci m-am îndrăgostit iremediabil. Este prima dată când merg și nu se simte aer, nu se simte curent, nimic în ea. Din păcate se punea ploaia așa că am capotat mașina. Acum suntem în mașină normală. Nu se simte nimic. Avione, tată. Oh, ai auzit? What the fuck? Dacă ai mașina asta, îți faci planul că mai doar cu o singură persoană mai mergi. Deși e loc, dar nu este ideal, că nu stai patru oameni în mașina asta cum stai în seria 5 sau în seria 7. Wow, wow. Talenți, nu ți-a dat și de la de vânt? Ba da, e în propagaj. Ah, ok. E ca la 5, văd că ai două găuri acolo. Mm-hmm. E motorul cald, ia să vedem. Mamă! Wow, hello. Câți kilometri are? 12.000. 12.000? Bă, dă mă, dracu, 12.000, ia uite, zbori și-a mașini noi. Mamă! Wow! Tare? Da. Bă, lasă-mă. N-am auzit ăla. E tare? E amazing, stai. N-ai cum să nu auzi. Oh my god, so pretty. Amazing. Acum intervine întrebarea, vreți să vă dau o tură? Da, tu știi că te-am auzit înainte să vii, s-au zis. This is so fun. Iar mi s-a putut cu asta. Chiar așa rău e? Da, da, mi-e dar rău, dar bine. Mamă, se murdări puțin asta, dar se spală, nicio problemă. E el, că eu sunt curat. Mă, și cum e el, ăsta? El, eu sunt curat. Bă, da, asta e chiar high quality, nu mă așteptam. Stai un pic, mă, că mă murdăresc chiar. O, e țiplă, tată, e țiplă. Și ai loc în spate să mor dacă te mint. Dar mai mult Tesla îmi place. Și mie îmi place mai mult Tesla. Îți place mai mult că ai 46-le? Nu. Normal. Deci știți teoria aceea lui Dorian că, bă, luați-vă mașini negre, că dacă e să le colantați, se vede bine? Băi, la asta putem să adăugăm că și albul se vede aproape la fel de bine, sau nu știu, gri. Dacă ar fi să o colantez, nu s-ar vedea rău pe aici, alb. Adică, na, până la urmă, nu în culoare, habar. Bă, se aude frumos. Adică nu se aude nici tare, nici încet. Adică se aude suficient de tare. Mhm. Bro, bă, mașina nu e așa ușoară, că e cabrio, gen, da? Da, mă, da. Dacă nu era, nu era la fel de mechera. Fiind semi-M, se vede că e făcută mai sport. Mamă, dar e tare rău, gen. Zi-tu, interiorul ăsta nu e aproape ca la seria 8? Bă, da, nu știu, nu mi se pare așa mare diferență față de asta și seria 8 la interior. Că e același ecran, mă, că la seria vine un... Da, vine așa ăla, da, da. Bă, și ce tare, care lumini ambientale, n-am mai văzut de mult astea. O să-mi pune sănătos. Mersi. Și să urmă te curezi, să-i faci casco, să ne dăm. Nu cred, la acei nu se capotează din cheie. Vorbim de altă clasă, gă. Nu înțeleg de ce face sunetul ăsta de fiecare dată, nu pare normal. Nu pare, nici mie nu mi se pare normal. Dacă aveți, scrieți-vă în comentarii de ce face sunetul ăsta. Tu ăla BMW, vezi că poate agață ceva, nu știu, poate. Bă, e tare, gen. Chiar e tare. Știu că filmez cu un GoPro 4, dar acum a venit momentul să vedem cât de rapidă e mașina asta. Și vreau să văd cum merge launch control-ul și ce reacție au prietenii mei la asta. Ca să testăm asta, mergem pe un drum privat, dar oricum nu o să merg foarte tare. Dacă vă uitați și vreți să faceți același lucru, e bine, nu încercați să faceți căcaturi prin trafic și încercați să conduceți cât mai sigur. Așa, mami, ești pregătită de launch control? Nu știu, nu știu ce era, nu? Cred că acum aflu, nu? Da, n-am fiind așa ceva în viața mea, nu m-a dat nimeni, jur. Gata, bă! Și am gol în somnă.
picior așa, nu știu dacă se vede pe cameră, cu ai mi-ai ridicat piciorul, jur! Bă, să mor dacă m-am așteptat. Tare? Da, what the fuck? Nu te așteptai, nu? Și mie nu-i frică. Wow. Deci, jur dacă a făcut o secundă la mișto. Tare? Bă, nu mai pot, mai. Nu mai gata. Efectiv, două feluri de reacții. Toți mei au zis, gen, ai încă o dată? Și tu și Denis. Okay, și acum să vă zic părerea mea de la final în legătură cu mașina, dacă ar trebui să ți-o cumperi, dacă ar trebui să o cumperi în leasing sau dacă ar trebui să o eviți. Mai în primul rând este un răspuns foarte simplu și anume dacă vrei să ți-o cumperi nouă, mai bine ți-o iei la vreo 10.000 de kilometri, pentru că dacă ai tu fentele astea să ți-o cumperi nouă, să ți-o customizezi, să ți-o toate chestiile astea, o să dai aproape de 100.000 de euro pe ea și mașina nu știu dacă o să-și mai facă bani în câțiva ani, pentru că vedeți acolo direct aceeași mașină E46. La ce preț a ajuns în 20 de ani. Asta e cu 20 de ani mai nouă. Încă e scumpă, dar o să-i scadă la un moment dat prețul. Pe la aceiași bani mi-aș lua, nu știu, poate un Porsche sau altceva, că ăla poate și ține banii mai bine pe termen lung. Nu știu ca mașină cum sunt celelalte, că încă nu le-am condus. Asta de condus e foarte faină. De așteptat, poate aș mai aștepta 2-3 ani să ajungă în prețuri mai bune. Mai sunt și motorizări mai ieftine, un 2.0 diesel sau nu știu dacă e 1.6 benzină. Ălea cred că ar fi mai bune la preț și cam tot căcatul ăla e, că real vorbind, eu în fiecare zi aș da motorul pe bani. Aș prefera să nu mai scot bani din buzunar doar ca să am motorizarea aia de top. Am vrut să fac asta odată să văd cum e și place, dar nu știu dacă v-aș recomanda vouă să dați bani în plus ca să fie motorul ăsta de 3.000, dar e faină mașina.